Curățenia la Cornișa agită spiritele. În toamna anului trecut, conducerea parcului de agrement ar fi dorit să achiziționeze utilaje cu care să efectueze operațiunea de salubrizare. Proiectul a fost supus dezbaterii în ședință de Consiliul Local, dar a fost respins. În atare condiții, Eugen Țurcanu a cerut primăriei să se ocupe de curățenia din parcul de agrement, doar că a fost direcționat să încheie un contract cu Urban Serv, situație care îl nemulțumește când ne-am trimis o adresă cu o lună și ceva prin care ne-am solicitat să facă salubrizarea și salubritatea și dezăpezirea în cornișa, ne-au răspuns printr-o adresă acum câteva zile prin care ne spun negru pe alb că în acest sens vă recomandăm că la construirea bugetului pe anul 2019 să solicitați alocarea de buget și pentru aceste activități. Și eventual să încheiați contract cu operatorul licențiați. Noi chiar dacă am vrea să facem salubrizarea acolo, se pare că ne interzice legea pentru că trebuie să iei în operator licențiat. Iar am intrat într-o capcană de lor pentru că au știut atunci că pe termen lung vor pune iar bețe în roate în eventualitatea în care vom începe operarea. Viceprimarul Cosmin Andrei are însă o cu totul și cu totul altă viziune în ceea ce privește această problemă, iar rezolvarea este una extrem de simplă, încheierea unui contract cu Urban Serv. La Cornișa, din punctul meu de vedere, vorbim de un prost management Deșa? al resurselor umane, pentru că am avut angajați care doi ani de zile au stat degeaba. Am aprobat toate propunerile domnului director Țurcanu, tocmai în ideea de a nu bloca activitatea așa cum a considerat-o lui să o organizeze. A venit în Consiliul Local cu o propunere pentru achiziții utilaje, pentru salubrizare, lucru cu care consilierii locali nu au fost de acord, pentru că avem o societate comercială în municipiul Botoșani care are gestiune pentru tot municipiul în ceea ce privește salubrizarea și era nepotrivit că la Cornișa să cumpărăm autocompactoare, măturători și ce a mai propus dumnealui. Eugen Țurcanu susține însă că încheierea unui contract cu Urban Serv presupune timp, iar pentru ca parcul să nu rămână în mizerie, a găsit o soluție de compromis. De acum trebuie să stăm să citim legislații, incident, materii incidente, să ne punem la punct, să facem caiete de sarcini. Durează luni zile, buget nu avem. Și până atunci corneșa o să rămână în mizerie sau cum? Ce o să faci? O să strâng grosier cu oamenii de la ajutor social și condamnați care sunt de la serviciul de probațiuni și îi trimitem să facă igienizarea mare ce se poate face. Până la rezolvarea problemei, Curățenia este totuși asigurată de personalul parcului de agrement.